Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Abia ce am filmat episodul anterior, dar probabil că voi îl vedeți după o zi sau două. Astăzi o să continui cu șirul de povești despre cum a fost în școală. Ieri am vorbit despre clasa 1, astăzi o să vorbesc despre 1-4 de întregul, că poate mi-amintesc eu ceva ce am uitat să zic în episodul anterior. Clasele 1-4, deci pentru cei ce nu ați văzut episodul trecut, clasele 1-4 le-am făcut în București, școala numărul 3, Nicolae Titulescu, unde a fost și Backpack Your Life, dar nu l-am prins, că el deja era la liceu când eu mergeam în două picioare, deci nu l-am prins. Oricum, el e mai mare ca mine cu vreo 13 ani. Ce să mai, e bătrân și el, se duce spre 40, așa albit în barbă, e o stânără, floarea vârstei. Așa. Din ce mi-amintesc eu acum e că uniforma era obligatorie. V-am rugat la episodul anterior să-mi scrieți și vă rog și la acesta. Scrieți-mi dacă voi ați avut sau aveți continuare uniforma obligatorie și în ce ani ați avut uniforma obligatorie, în ce clasă și în ce oraș. Dacă erați la un oraș mare, București, Ploiești sau la țară. La mine uniforma a fost obligatorie 1-4 la București, tot timpul la țară și tot timpul la liceu de la Urziceni. Doar în clasa 5 n-am purtat uniformă, că o să vă zic și de ce. Bun, clasele 1-4. Bineînțeles, calificativele alea cu bine, foarte bine, că nu erau note pe atunci. Țin minte că ne zicea învățătoarea, în timp mi-a zis bunică-miu, că de multe ori mă lua bunică-miu de la școală, că ei mei aveau treabă, îmi zicea, vezi că, nu a zis profesoara că aveți examen la anul, în clasa 4-a? Nu mi-a zis nimic. Până la urmă, a început încă din prima zi din clasa 4-a să ne zică, băi, aveți examen! Nu știu ce examen era. Dacă ține minte, dacă ați prins și voi perioada aia sau sunteți mai mari și știați că se vorbea să se dea un examen în clasa a patra, să-mi spuneți și voi mie. Clasa a patra am făcut-o, am început-o în 2009, am terminat-o în 2010. Deci în 2010 trebuia să dea cei de a patra un examen. Nu știu pentru ce era. Doar așa de ăsta să vadă guvernul cum sunt aptitudinile lor sau era să facă altfel clasele de a 5-a, de a 6-a. Nu știu cum. Habar n-am. Poate a fost o inițiativă bună, dar ce seriozitate să-i ceri unuia de 10 ani? Îl doare în cur de tot pe el, îl doare în cur după ureche. Da, și ne-a zăpăcit un an de zile profesoara că trebuia să dăm examen și când am terminat clasa 4-a eram gata, niciun examen. Mai auzeam pe alții, ținte că le-am auzit pe două pe hol sau nu pe hol, în curtea școlii, că ziceau, bă, da, fata, examenul trebuia să dăm, nu, mă, nu se mai dă. Ne-au păcălit, așa, s-a anulat, nu se mai dă. Deci nu s-a mai dat examenul ăla în clasa 4-a. Bă, nu știu dacă se mai dau în clasa 4-a, 6-a, tot voiau să bage ăștia examene peste examene și degeaba. Ținte că niște examene de-astea, prin timpul anului, am dat prin clasa 6-a, era un test, unul în română, engleză și altul în care se vorbesc mai multe chestii. Nu știu prea ce erau notele alea. Nu mă refer la simulări de capacitate. Nu știu ce dăduse guvernul, niște chestii pe acolo. Să dea dracu că atâta li s-a zis, voi sunteți generația de sacrificiu, nu știu ce, și cred că generația de sacrificiu vor fi toate de acum și în prurea și în vecii vecilor. Amin. Că fiecare an s-a tot schimbat și se tot schimbă ministrul educației și bagă câte o reformă nouă, bagă câte o lege nouă în educație și mai rău se întâmplă. Ce am făcut prin 1-4 așa? Țin minte că erau destul de multe excursii, dar de multe ori nu voiam să merg în excursii sau în tabere pentru că era profesoara foarte arogantă și era drăcoasă rolă și ședințele cu părinții, dar taică-miu a făcut-o de râs și a făcut public la toți ceilalți profesori, părinți, că ea stătea pe site-uri de buleală. Am încheiat citatul cum a spus taică-mă, că ea era pe site-uri de buleală. Acum nu știu pe ce era. Tinder nu era. Niciun caz. Poate să-i fost Facebook? Cred că pe de-astea era pe matrimoniale. Acum nu știu dacă taică se referea la site-uri de buleală doar așa că era de dating. Gen cum era o glumă în GTA 4, lovemeet.com sau .net. Sau era direct pe... Înțelegeți voi. Chiar nu țin minte. Dacă mă apuc acum să o caut, nu cred că o găsesc. Nu vă spun cum o chema pe profesoara aia. Încă profesează. N-a murit încă. Încă predă. Deși
Știu că cel puțin atunci avea vreo 50 de ani, nemăritată, fără copil, dar putea pe sat de buleală și facea excursii prin afara țării, excursii tabere prin Grecia, că avea pe acolo cordaci. Deci era bazată tipa. Vorbea cu greci, cu din ăștia, nu cu românași de-ai noștri. Țin minte că am fost și o dată la o ședință cu părinții. Bă, și avea un o mamă atât de frumoasă, dar ăla nu mă înțelegeam, era zbardoi, rău. Mereu ne scuipam, ne luam la pumn, la palme. Copii educați ce eram. Eu eram foarte pitic în clasele mici, deci până în clasa 5 eram pitic rău, eram printre cei mai scunzi. Multe fete erau mai înalte ca mine. Dați seama, ar fi fost un rai pentru mine pe atunci să fi avut creierul de acum. Că știți că mie îmi plac tipele înalte. În fine, după aia am început să cresc după ce am terminat clasa 5, mi-am dat drumul la creștere și eram printre cei mai înalți după ce am venit aici la țară. Ce să vă mai povestesc de pe atunci? Excursia așa, începusem și eu să mă bat pe la școală, că ne băteam într-una. În clasa 3 au venit doi. Unul țin minte că l-a schimbat școala în fiecare an și fix atunci s-a hotărât să rămână. Era unul gras și eu eram gras, când eram mic. Am fost slab, gras, apoi slab, apoi schilod, apoi gras, acum am slăbit iarăși. În schimb, mereu forma eu. Dar eram destul de gras pe atunci. Nu știu, eram un fel de mini butoi. Aveam țâțe pe atunci, clasa a patra. Și ăla făcea mișto de mine că-s gras și gravid. Dar ăla așa era, nu-i mai vedeai ochii de gras și era. Ăla chiar era un monstru și venea la școală cu ciorbă. Deci când i-am povestit lui taică-miu că ăla venise cu ciorba la școală, l-a bufnit râsul. Atât de mâncăcios era ăla. I-am zis și lui tata, îi zicea, nu, că poate e amărât și n-au ai lui bani să-i fac un sandwich. Bă, vii cu castronul de ciorbă la școală. Tot el îmi zicea mie, bă, mănâncă și tu o salată, nu vezi ce gras ești. Na, acum nu știu ce s-o fi întâmplat cu el, n-am stat să-mi caut colegii din generală. Cu vreo 3, cred că mai vorbesc. Sau 4, nu mai țin, te iam pe Instagram, ocazional mai vorbesc cu ei și a trebuit să ieși o dată cu ei așa la o bere să văd cum e. Da, interesant, ce să zic. Îl mai aveam pe unul care când se enerva, se înroșea la față, dădea cu pumnii masă, făcea ca toți dracii. După aia am început și eu să fac urât când mă enervam. Numai că eu nu țipam, eu săream direct și îl dădeam cu palmele, cu pumnii, cum apucam eu. Prin clasa 5-a cred că m-am bătut cel mai mult la școală. Handicapat ce eram. Că nu știam să părăsc. Bine, și profesoara, mă rog, în a cincea se luau măsuri cu bătăile. Că venise și directorul la mine o dată, dar prin clasa a patra era aia de lua atâtea cadouri, primea atâtea cadouri și luau măsuri când mă băteam. Deci îl aveam pe unul gras, deci mereu când mă lua maică-mea, taică-miu, se certa cu părinții lui că ăla se lua de mine mereu, ne lua la bătaie mereu. Aia nu, profesoara nu făcea nicio măsură, odată tot așa, nu mai știu cum a fost faza, se prostea el așa cu altul și eu am zis, bă, ce fraier e ăsta. Care așa vorbesc copiii? Eram clasa a patra. Ăla, m-ai făcut fraier? Bă, și direi, ne-am bătut iarăși. Ea asta ne duce afară pe hol, după ce intră alții în clasă, ne pune, stați lângă mine în pauza asta. Și începe, de ce vă bateți? Da, așa făcea, că se credea italian, că de ce vă bateți? Ovidiu, dai că tu vrea să-l joace în picioare pe ăsta, să-l omoare cu zile și tu încă te-ai la bătaie cu el. Deci eu tot eram de vină. Că atunci s-a nimerit să zic că el e un fraier. Păi dacă era fraier, că se prostea, ce să fac? Dar de faptul că ăla mereu se lua de mine că eram gras, dar ăla era de 3 ori mai mare ca mine, nu, nu zicea nimic. Dar surprinzător, nu prea am avut frică de alții că erau mai mari ca mine. Adică mă umflam în pene așa. Acum dacă îl văd pe unul cu cap mai mare ca mine, mă prefac că nu-l aud și fug, dau bir cu fugiții. Pe atunci eram cam handicapat și eu. De ce să mint? Da, ceea nu prea luase măsuri și cu ăla mă băteam până în clasa 5, după ce m-am transferat eu la altă școală. Țin minte că mă băteam cu ăla, dar ce bătăi? Vai de capul meu, țin minte că mă suisem pe bănci și fugisem pe bănci după el și exact ca la wrestling când se lua la bătaie Brock Lesnar cu altul de pe acolo, veneau toți colegii să mă ține, ăla nu sărea să dea în mine, stătea în spate așa, dar pe mine mă țineau, că săream, băi nebun, deci eram turbat așa, bine, faza era că se tot aduna bullying-ul ăla și
Măcar aveam tupeu să ridic mâna. Că zicea și taică, bă, nu vezi, bă, că nu iau asta măsuri? Dă-i mă și tu una, nu fi fraier. Bă, așa făceam. Da, acolo era mișto că eram împărțiți, adică nu era să zici că erau toți împotriva mea. Când am venit la țară era mai nasol, că nu mă înghițeau deloc colegii și majoritatea au ajuns destul de nasol. O să vă povestesc asta mai încolo. Eu oricum nu o să dau niciodată nume ca să nu existe acuzații că dacă un fost coleg vede și zic ceva nasol, o întâmplare cu el, ca să nu se supere, nu-i dau numele. Dacă se simte, să se simtă, dar nu i-am dat numele, că sunt sigur că și eu am fost bârfit o grămadă, că în general ăia care bârfesc se supără dacă sunt și ei bârfiți, mă înțelegeți? Oricum, da, deci la capitolul măsuri nu lua deloc profesoara aia măsuri. Bă, da, în ceh. Cal era, ajutsese să mă bată fiecare zi la școală. Vai de capul meu. Da, frumos, ce să zic. Așa la note, țin minte că mă ardea mereu la note profesoara aia. Adică îmi dădea insuficient la desen. Bă, la desen îmi dădea insuficient, în puii mei. Și mă ținea suficient în bine, adică... Până să înceapă ea să devină arogantă și să mă bat într-una cu ăla de-i făcea cadouri, de părinții lui făceau cadouri, eram ok. După ce a devenit arogantă, a prins o taică-miu că stătea pe site de buleală, nu, nici că mă mai înghițea după. Dar și eu îi ziceam, când era rea cu mine, așa considera că era cu mine, nici eu nu mai țumite s-a întâmplat pe atunci, dar țumite că ziceam, doamnă, vin cu taică-miu iarăși. Mai aveam un pic și îi ziceam, ai belit-o, fă, deci cu atitudinea aia vorbeam, vai de capul meu. Bă, țipte că mă obligase să fac dansuri populare și am făcut urez dansurile populare, doamna, nu vreau să dansez. Vai de capul meu, ce hal făceam. Vai de capul meu. Da, nu știu, eram așa mai impulsiv eu, eram, mă enervam uneori destul de repede și plângeam mult. Deci eu până prin clasa a 5-a, bă, plângeam destul de des, adică, bine, eram și mic, dar... Na, erau fete care nu plângeau cât plângeam eu. Bine, eu mă și băteam des și cred că de-aia plângeam, de nervi, de abar n-am. Dar după aia de prin clasa 5-6 încolo, nu mai ani de zile n-am mai plâns. Adică, și după aia, când am văzut că sunt fete care plâng, la 18, 19 ani, 17 ani eram, bă, da, de ce plângeți? Adică sunteți mature, bine, hai să nu dăm în alte detalii de genul. Că după aia mai am, și, am avut și eu problema asta cu umărul și plângeam noaptea de durere că nu puteam să dorm. Asta e altă poveste, m-am făcut story time despre tumoarea mea pe care am scăpat de ea, sunt bine acum, sunt sănătos, o leacă vulnerabil să n-am voie să mă lovesc că na, nu mai am os deloc aici. În fine, deci dacă ar fi să fac așa o recapitulare ce a fost prin clasele mici, multe conflicte cu colegii. Mai ales cu ăla de-i făcea, de-i făcea cadouri la profesoară. Acum, dacă îl văd, nici nu cred că îl mai recunosc. Poate a slăbit, cine știe. Sau o fi dita mai malacu? Bă, zice, nu are rost să-i mai por pică pentru atunci, că eram niște copii handicapați. Dacă, să zicem, mă găsesc cu el pe stradă și îmi zice, hei, ce faci? Bă, salut, bă, mă mai ții minte, uite, ne tot băteam la școală, bă, eram cupit în piț și mai face două glume de autoironie, că da, bă, poți să ies cu el la o bere, zic, bă, frate, bă, dat în piț eram. Deci chiar mi-ar plăcea să vadă clipul și să îmi zică, da, frate, eram tâmpiț rău de tot. Bă, asta eram niște dragi de copii. N-are rost să porți pică pe unul care a fost handicapat cu tine când erați... Când nici buletin n-aveți. Într-adevăr, sunt oameni cu care eu nu mai vorbesc de ani de zile, dar zic de colegi de prin liceu sau din generală cu care mă mai vedeam și tot așa erau nesimțiți cu mine. Da, ei deja erau mai mari, dar așa copii de clasele mici. Ce trecu să le cer la dracii aia? Am fost și în câteva excursii. Una a fost la Peștera Urșilor sau Peștera Muierii, nu mai știu. Unde am mai fost, mă, excursii? Bran, pentru prima dată la Bran. La Peleș n-am fost în ziua, am fost doar la Bran. Unde am fost? La Muzeul Satului în București, deși eu de-abia fusesem recent acolo cu maică-mea, cu taică-mea, cu bunică-mea, chiar nu mai țin minte. Unde am mai fost? Mauzoleul de la Mărășești sau Mărăști?
Simte că mărășești parcă. Acum, dacă le încurc, îmi cer scuze. Știu că am fost la un muzeu unde s-au dat bătăliile alea în primul război mondial. Că am avut acolo o simulare de câmp de luptă. Era o machetă cu ceva câmp de luptă și erau niște sunete pe boxe, cum se trăgeau cu arba și niște becuri care se aprindeau și se stingeau ca și cum erau, na, luminile de la puști, scânteile alea, sau cum s-or chema. Și mai erau ușile găurite, Sanchi, că erau de gloanțe găurite. Poate chiar au fost găurite de gloanțe, cine știe. Uite că în excursie era un nene, că urcai niște scări să ajungi la mauzoleu și ne zicea: "Bă, v-aș vinde astea, dar mie că mă certă profesoara voastră, că avea niște bile așa, cam așa erau, și când le dădeai așa, făceau scânteie, se auzeau tare, făceau și fum." Na, jucării de alea de copii tâmpiți și ne luam. Ne mai ducea pe la mănăstiri, parcă, de eu mai veneam cu cruciulițe, cu icoane, na, le mai puneam prin casă. Deci am, hai, dacă vin cu ceva, le pun prin casă, le vad ai mei. Și eu nu prea cheltuiam bani în excursii. Plecam cu mâncare. Tată, cred că mi-a luat niște cărți de joc cu Power Rangers de la Bran. Nu știu dacă erau aia care vindeau prostii pe acolo, că știți că pe unde se mai fac târguri și de-astea, lângă tine e unul care tu vinzi icoane și lângă tine e unul care vinde pulometru și prostii de genul, când alea în care pui apă fierbinte se dezbracă femeia de pe ea. Da, nu știu dacă am prins de-alea că eram mic. Mai vedeam pe stradă afișe căzute sau pliante cu masaj erotic. Venise unul la... Nu, asta a fost în clasa 5. Venise unul cu o cărticică, se chema Coșmarul Diavolului. Era niște caricaturi foarte tâmpite și țin minte că stremura mâna când puneai mâna pe ea. Nu mai știu cum fusese faza. Bine, cred că era doar emoțiile sau ținea... Sau era cartea aia, avea un buton, ceva. Bar n-am cum a fost treaba. Era o carte cu caricaturi. M-a drăcit. Altul venise cu un costum de drac, dar n-am apucat să-l văd, că n-a vrut să mi-l arate. Facea: "Fetițele, n-am voie să vadă costumul meu de diavol. Du-te, dracu, să te duci." Tamălău, dar eram tâmpit rău în clasele mici. Da, aveam și eu unii colegi tâmpiți rău de top atunci. Simte că pe clasa 3-a, 4-a, cred că am pus prima dată mâna bățățele unei fete de seamă cu bine. Și am vorbit cu o fată chestia asta. Am vorbit cu ea câțiva ani mai târziu. Am întrebat-o. Acum vă zic cum a fost discuția cu ea pe Instagram. Auzi tu, prin clasa a treia, a patra, purtai sutien? Nu. De ce? Păi, ți-o minte că fugeai prin clasă și eu am intrat pe ușă în clasă. Și era să intri în mine și eu am ținut mâinile ridicate să nu mă lovești. Și ai venit cu țâțele în mâinile mele și ținte că am simțit ceva moale. Făcea: "Bă, nu ți-i minte să fi purtat sutien pe atunci, dar bravo, m-ai pipăit. Perversule." Da. O amintire destul de interesantă. Ce să zic? Dacă mai vezi, dacă vezi clipul, te salut. Aoleu, ce dreci mai făceam? Simte că ne mai punea să dansăm pentru serbări și nu știu cum dansa o colegă, că noi băieți stăteam în spate și în față dansau fetele și cântau. Noi se vedeau chiloții și făceau un coleg. Și eu eram: "Ce, tu n-ai chilos pe tine sau cum?" Nu știam eu de-astea pe atunci. Mi se pare că uneori când, nu știu, mai arătam cu degetul și dădeam mâna într-o direcție, bă, se nimerea când dădeam cu degetul să arăt într-o direcție, să treacă unul pe lângă mine și să intre degetul în gură. Nu știu cum dracu nimeream chestiile alea. Aveam pe unul căruia îi plăcea ce sandvișuri făcea maică-mea și când nu eram atent îmi mușca o dată din sandviș. Făceam bun cașcavalul Hochland. Hochland îți spune, nu? Primul telefon în clasa a doua, un Nokia cu lanternă, 1208 parcă se chema, după am schimbat cu un Sony Ericsson și apoi cu un Nokia 2630 parcă se chema. Cineva, mă rog, cineva mai mare ca mine, mai de mult îmi arăta că telefonul ăla intră într-un pachet de țigări. Colegilor nu le plăcea telefonul meu că era subțirel și ziceau: "E telefon de fetițe", că îți dai seama, să fii făcut fetiță pe atunci, o să vorbești cu fetele, erai cel mai mare fraier. Nu stau să caut acum niște poze. Ținte că am niște poze de la ziua de naștere a unei colege. Și eram eu acolo, mare pizdar. Dansam fixul sărbătorita la McDonald's în tramvai. Acum mi se pare că la McDonald's, cel puțin unde stăteam eu, era un McDonald's și era un tramvai în care se făcea ziua de naștere.
Acum e un vaporaș. Nu știu ce o mai fi acum. Zile de naștere chiar clar nu se mai fac la McDonald's. Uite că îmi plăcea tortul ăla. Mi-a făcut și o dată ziua de naștere la McDonald's. Mi-a plăcut. Am primit cadouri. Le-am stricat după. Voiam ceva cu Power Rangers și nu mi-a luat nimeni nimic cu Power Rangers și eram supărat. Da. Frumos, ce să zic. Unul făcuse cadou un microscop, dar nu era bun de nimic, era chinezărie. Am primit un microscop de ziua mea, deci eu eram om de artă și cultură de atunci. Ce dracu mai amintesc de prin clasele mici? A, când lipseam de la școală, trebuia să iau temele. Și ghiciți cum luam temele de la colegi. Nu cu telefonul mobil, că era scump să-ți încarci cartela, adică 2007, 2008, 2009 să-ți încarci cartela, să dai 30 de lei, 300 de mii vechi, pentru 5 euro, era extrem de mult. Și eu acum am încărcat cartela unde acum mi-a expirat. Dau sigur o car peste câteva zile că se nimerește să plec undeva și îmi trebuie credit să sun. Da, deci era scurs să-ți încarci cartela pe atunci. Și nu-ți dădea multe minute, îți dădea... Ce puse... Pe atunci era Cosmote și la Cosmotei se zicea cartela săracului, că îți dădea multe minute atunci. Multă lume își lua Cosmote, că îți dădea multe minute în rețeaua aia. Și îți dădea 400 de minute. Era revoluționar pe atunci să primești 400 de minute în rețea. Fai de capul meu. Acum lumea își mai încarcă cartela doar pentru internet, că e ieftin. Mai ieftin îți încarci cartela decât să-ți iei un abonament cu internet nelimitat, probabil. Și așa de sunat, rar de tot sun direct cu credit. Doar dacă știu că persoana pe care o sun nu e conectată la internet, atunci o sun cu credit. În rest, nu prea mai e așa folosit, nu prea mai este așa de folosite rețelele mobile clasice, mai mult astea de semnal la internet, că na, ai WhatsApp, ai alte chestii. Și țin minte că îmi sunam colegii pe telefonul fix, că aveam telefon fix pe atunci. Poate unii că aveți telefon fix, eu nu mai țin telefon fix. Aveam până acum vreo 2-3 ani, nu, mai devreme, mai devreme, cred că acum un an și ceva, până acum un an și ceva am avut. Sau mai devreme, nu mai știu, am avut telefon fix, dar mă făceam că nu-l aud. Mă făceam că fac live sau ceva, acum vă zic întâmplarea recentă. Mă făceam că mă joc pe calculator, că n-au telefonul fix, că sunau toate rudele alea pe care nu le știam. Și n-aveam chef să vorbesc cu ele. Dar pe vremea aia erai tare dacă aveai telefon fix, că puteai să-ți suni colegii. Și îmi sunam colegii să le cer temele. Mamă, ce chestie. Nu vorbeam cu ei pe internet, îi sunam direct la telefon, că nu mă lăsa taică-miu să stau pe calculator, că îl stricam. Acum, dacă chiar îl stricam sau nu, cine știe. O dată țin minte că s-a nimerit, nu mai știu dacă eram clasa a 4-a sau a 5-a, dar țin minte că s-a luat toată curentul sau a fost o problemă cu tensiunea când mă jucam pe calculator. Și a făcut o dată poc, că se stricase sursa. Mă mâncava și gura. Tremuram și transpiram de mă căcam pe mine și am zis, taică, s-a stricat calculatorul, că mă omoară taică-miu. Dar am scăpat, că a fost de la curent, n-a fost vina mea. Vai de capul meu. Deci se strică calculatorul taică-miu, că știam că nu mă mai lasă după la el. Da. Nu știu ce să mai zic de prin clasele 1-4. Țin minte că și când fusesem la ziua unei colegi, am luat dita mai ursul de pluș. Eram cel mai bun prieten al ei. Ea era simpul meu. Torva, cred că le plăcea de mine. Cred. Dar nu știam ce e dragoste. Deși aveam o bună prietenă la grădiniță. Și mă simțeam ofensat când zicea ea că suntem cei mai buni prieteni. Că zicea taică-mi că mereu mă țineam de mână cu aia, ne pupam sau... Nu mi-amintesc. Dar zicea numai replici de alea tâmpite de la desene. Poate o să fac și un video despre grădință, dar nu mai țin minte mult timp de atunci. Și că toate prostiile aia de la desene, zicea, mă, alea, eram... Bă, un libidinos! Dar după aia, nu știu, n-am avut treabă să mă îndrăgostesc sau ceva, mulți ani de zile, n-aveam nicio treabă. De copia nu copiam, că n-aveam de la cine. Stăteam, cred că... De stăteam eu, ia? Cred că stăteam la perete, nu, la geam stăteam mai mult în clasele mici.
Stăteam în mijloc în clasa 1, în clasa 1 și îmi minte că stăteam în mijloc în a doua sau a treia bancă, că mă mai muta pe mine, ca să nu stăm băiat cu băiat și fată cu fată în bancă, ca să nu vorbim între noi. Și... nu mai țin minte. Toată parcă stăteam la geam. Clasa 5-a după am stat în spate, după stăteam în față. Dar îmi plăcea să stau în față. Că auzeam mai bine. Școala generală nu mai știu. Parcă stăteam mai mult în spate, că și așa era clasa mică și auzeam bine. La liceu tot așa am stat în spate un pic și apoi m-am pus în față și îmi plăcea să stau în față. Când am făcut orele de condus, la fel, în față mă puneam eu. Plăcea să stau în față că auzeam mai bine. Că până în spate se mai pierdea sunetul și nici nu se vedea la tablă ce scriau colegii când îi punea să scrie un exercițiu sau chiar și când ne predau unii profesori. Hai că vă aștept cu comentariile să-mi spuneți cum au fost clasele 1-4 pentru voi. Și tot așa, dacă purtați uniformă, unde stăteați, la mijloc, la perete, în față, în spate. Chiar sunt curios ce amintiri aveți și voi. Sper că v-am stârnit interesul cu acest videoclip. Vă aștept mâine la un videoclip în care o să vorbesc doar despre clasa 5-a, că după aia m-am transferat la țară și a 6-a, 7-a și 8-a le-am făcut la țară. Hai, ne vom auzi mâine la următorul episod cu storytime-uri din școală. Până data viitoare, ciao les și mai lăsați-mi sugestii de storytime-uri pentru episoadele următoare.